La aproape un an, UTA a fost învinsă din nou de Universitatea Craiova. După un 0-3 în august 2023, a urmat un 2-4. Mircea Rednic spune că diferența au făcut-o jucătorii care au intrat de pe bancă. Antrenorul arădenilor a încercat și câteva aspecte pozitive, dar nu s-a ferit să vorbească și despre minusurile echipei sale. O echipă fericită. Cred că diferența au făcut jucătorii care de pe bancă, care au intrat. Jucătorii pe care eu i-am introdus astăzi chiar nu au ajutat, în afară de Fabri, restul din contră au încurcat. Deci nu s-au ridicat nici la nivelul jucătorilor care au fost scoși de motive de oboseală, că e normal, s-a jucat la temperatura care s-a jucat. Și a luat prima repriză, eu zic că e o repriză echilibrată, poate cu un plus pentru noi, noi am dat gol din acțiune, ei au dat gol dintr-o fază fixă, un corner, dat cu foarte multă ușurință. Și iar aceeași meteagnă, lipsă de responsabilitate, long goal din corner. Până atunci Craiova nu și-a creat nicio ocazie. Au avut o posesie, dar de-a latul terenului, că la un moment dat și publicul deja devenea nerăbdător.